Fratele lui Paul Stănescu ar putea ajunge în conducerea ANR. Instituția a fost condusă de Marian Neacșu până în prezent, doar că cel care a fost propus secretar general al guvernului de PSD acum a ajuns ca această funcție să fie vacantă. Alexandru Stănescu și-a depus CV-ul pentru a conduce Agenția Națională pentru Reglementare în Energie, o instituție cheie în domeniul energiei, cu atât mai mult în această perioadă. Ce spune parlamentarul care s-a remarcat în ultimii ani în Comisia de Agricultură din Parlament, mai degrabă și nu pe zona de energie? Să-l ascultăm. Eu deocamdată mi-am depus dosarul pentru ANR și probabil că vedem mâine la votul final. Propunerea a venit din partea mea. Ce vă recomandă pentru această funcție? Păi mă recomandă exact ce să cere în lege. Am o perioadă de 19 ani în care am fost conducătorul unei societăți comerciale. De asemenea, am o perioadă de 8 ani de zile de parlamentar. Am fost o perioadă vicepreședinte, un mandat am fost președintele Comisiei de Agricultură. Și eu știu, cred că sunt suficiente aceste recomandări. Cât de mult contează că Paul Stănescu este fratele dumneavoastră, Paul Stănescu, care păi nu știu dacă pot să, nu știu dacă pot să o iau ca un avantaj sau eu știu, ca o chestie de imagine. Nu știu dacă neapărat pot să o iau ca un avantaj. Pentru că suntem oameni politici amândoi și încă sunt vicepreședinte la PSD. Nu există niciun conflict de interese, că el este într-o funcție mai mare în partid, dar asta nu înseamnă că eu, dacă el a ajuns în funcția asta, trebuia să plec din partid. Acesta este răspunsul lui Alexandru Stănescu. Ce spune însă președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu? Să ascultăm. Domnul Stănescu este propunerea noastră în comitetul ANR de supraveghere. Sunt ferm convins că o să răspundă fața comisiilor. Este propunerea din partea grupului PSD. Avem dreptul să facem această propunere și aceasta este propunerea noastră. Este un fost parlamentar, mi se pare două mandate, a fost președinte și de comisie, cu experiență vă. Fratele secretarului general al PSD? Nu. A contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu au mai avut locuri pe listele de parlamentari. Sunt ferm convins că vă va răspunde dânsul în persoană. Cei care n-au mai avut loc pe listă se vor găsi acum în diverse agenții și instituții ale statului? Nu neapărat. Oamenii care au avut mai multe mandate și au fost președinți de comisie și au o experiență parlamentară, este posibil să mai regreseze. Parlamentară, domnule Ciolacu, ca să ajungi într-o astfel de funcție? Conform legii, da. Discutăm aceste reacții cu vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Adrian Cosma, alături de noi. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Și cu Gabriel Zeta, vicepreședintele Partidului Social Democrat, în direct cu noi prin Skype. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Cosma, încep cu dumneavoastră. Cum vedeți această numire? Partidul Social Democrat este la guvernare cu dumneavoastră și reacția lui Marcel Ciolacu, că nu avem cum să o evităm. Este un fost parlamentar care nu a mai prins loc pe listele în Parlament, așa că trebuie să ajungă și el într-o funcție. Fiecare persoană și fiecare partid politic este responsabil de numirile pe care le va face și de propunerile cu care vine în fața opiniei publice. Pentru că, până la urmă, orice numire va afecta, sau orice numire nepotrivită, într-un fel va afecta coaliția și se va răsfrânge asupra coaliției. Nu cunosc CV-ul domnului Stănescu. Sigur că acum este concentrată toată atenția asupra lui, fiind fratele unui lider de la PSD. Dar, repet, dacă CV-ul dânsului corespunde și ar fi un plus pentru ANR, atunci nu este nicio problemă. Însă, repet, a condus Comisia de Agricultură din Parlament, activitatea sa se leagă de agricultură, are mai multe terenuri în Olt, mai exact în Corabia, afaceri în agricultură, nu am văzut să fi propus un proiect pe zona de energie. E adevărat că a condus câteva, ne-a explicat care sunt avantajele pe care le are pentru a fi numit, a condus o serie de societăți comerciale. Eu știu că în trecut s-au făcut greșeli și din partea, și nu vreau să acuz PSD. Aceasta e o greșeală?
S-au făcut greșeli și din partea PSD și din partea PNL, propunând oameni nepotriviți în locuri unde era nevoie de profesioniști. Eu sper să nu se repete astfel de situații în noua coaliție. Și aici nu mă refer neapărat la PSD sau strict la PNL și UDMR, ci toți cei care aveți sunt. Aveți posibilitatea de a atrage atenția coaliției, că sunteți liberali. Păi, veți face acest lucru sau nu? Dar și acum pot atrage atenția și public, să spun că trebuie să fim foarte atenți. Și din ce văd, încă deocamdată din informațiile pe care le avem public, nu-l recomandă nimic pentru această funcție. Dar, cine știe, poate sunt elemente care astăzi nu le avem noi la dispoziție, nici eu nu i-am văzut CV-ul și dacă ceva l-ar recomanda pentru comisia aceasta, pentru că nu este, până la urmă, trebuie văzut această entitate, nu este chiar una politică. Sigur, este o numire politică până la urmă, că e foarte clar. Dar trebuie să existe și componenta profesională, componenta privind expertiza în acel domeniu. Urmează să fie audiat în Parlament, deci cu siguranță vom mai vedea care sunt argumentele Partidului Social Democrat. Acum le ascultăm pe Gabriel Zetea, domnule vicepreședinte. Există această întrebare în acest moment, Alexandru Stănescu ne-a și răspuns la ea și nu crede că e un conflict de interese. E un avantaj pentru Alexandru Stănescu în acest moment că este fratele lui Paul Stănescu? Nu, eu nu cred că este un avantaj. Eu cred că este un dezavantaj. Domnul Stănescu a fost un parlamentar, unul dintre parlamentarii activi în mandatele trecute ai Partidului Social Democrat, dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care există o relație de rudenie cu o persoană care are o funcție mai importantă decât, nu știu, orice om ar fi în această situație, sigur că se pot face speculații. Și atunci, de fapt, se va considera că nu rezultatele pe care le-ai avut tu, nu CV-ul propriu, nu experiența pe care ai acumulat-o de-a lungul timpului te-au adus în acea funcție, ci gradul de rudenie, legătură pe care o ai cu o persoană care are posibilitatea de a decide viitorul tău. Acum, aici, în statele democratice, în acest subiect vorbesc, în statele democratice cu vechi democrații europene, foștii parlamentari, oameni care au participat până la luarea deciziei, unde? În cel mai important for democratic a unei țări, așa cum este Parlamentul, experiența lor acumulată acolo se folosește și ulterior în alte funcții, demnitate publică, nu neapărat în cele alese, în cele care sunt numite, prin care statul efectiv își pune în aplicare politicile publice pe care le promovează. Ai nevoie de oameni de încredere și oameni cu experiență. Acum, în puține locuri din administrație se acumulează mai multă experiență decât în Parlamentul României, iar de această experiență domnul Stănescu deja beneficiază. Lăsând de la o parte relația de rudenie cu Paul Stănescu, pe zona de energie, de ce nu a fost ales un parlamentar, de exemplu, din zona de energie? Că nu se atrage atenția, nu ne atrage atenția cel puțin faptul că este neapărat fratele lui Paul Stănescu. Dar dacă te uiți pe CV, nu are un punct de legătură în cariera sa cu energia, cu domeniul de reglementare în energie și gaze. Am înțeles, dar nici poziția pe care este propus nu este una de decizie. El este propus, din câte știu eu, ca membru neexecutiv în Consiliul de Supraveghere. Deci nu are funcție de președinte a ANR, unde știu că este domnul Chiriță, care are în continuare un mandat oferit de către Parlament pe o perioadă determinată de timp, dar mai durează. Deci nu vorbim despre vreo poziție prin care efectiv să fie implicat în fiecare zi. Acolo trebuie să fie în acest Consiliu de Supraveghere. În primul rând, oameni care cunosc foarte bine procedurile. Și eu vă spun, mai mult decât parlamentarii care învață ani de zile aceste proceduri și felul în care funcționează toate entitățile și agențiile guvernamentale, sunt puțini oameni în România. De aceea e bine ca experiența lor să fie utilizată la un moment dat în astfel de funcții. Mulțumesc pentru răspuns. Mergem mai departe cu certificatul verde și cu buget mi-am propus, dar le-aș reduce la o întrebare pentru că mai avem 4 minute și vreau câte 2 minute pentru fiecare să ne răspundeți. Sunt foarte multe divergențe în acest moment între PSD, PNL, UDMR. Certificatul verde, nu sunt de acord formulele. Una propune PSD, alta propune Partidul Național Liberal și în privința bugetului am văzut taxe. Există riscul ca această coaliție să se rupă, Adrian Cosmă? Acest risc există tot timpul, în orice coaliție, nu doar în România, pentru că, și mai ales, asta am spus-o de fiecare dată și trebuie să fim cinstiți,
este o coaliție oarecum contra naturii, pentru că s-au unit două partide care aveau viziuni doctrinare sau doctrina nu le recomandă pentru o astfel de construcție. Însă nevoia ne-a împins pe fiecare dintre noi și pe noi și pe PSD să luăm această decizie de a forma o coaliție, nu neapărat o înțelegere pe termen lung sau până la nivelul cel mai de jos în organizațiile locale, dar o coaliție de guvernare, o majoritate parlamentară, pentru că asta a fost voința. Bugetul sau certificatul verde potru pe această coaliție? Sunt elemente care unde trebuie să ne respectăm și trebuie să ținem cont de viziunea celor două partide. Așa cum noi respectăm componenta socială a Partidului Social Democrat, evident că și noi și susținem această componentă socială, chestiunile legate de investiții sunt o prioritate, iar aceste aspecte nu pot fi ignorate, pentru că noi am pornit chiar din prima zi când au început discuțiile pentru realizarea unei majorități parlamentare, acestei coaliții de guvernare, cu această propunere de a păstra 7% din PIB pentru investiții. Nu ne vom abate de la aceasta niciodată, nici cu mărire de taxe nu putem fi de acord și evident că tot ceea ce ține de PNRR și implementarea acestui PNRR și atragerea banilor atât din PNRR cât și din fonduri europene rămâne o prioritate. Deci nu putem sacrifica PNRR-ul pentru anumite, aventuri pe care cineva le gândește într-un anumit mod. Gabriel Zeta, din punctul dumneavoastră de vedere, există acest risc ca această coaliție să se rupă, certificatul COVID și bugetul pot rupe această coaliție? Nu cred acest lucru. Eu sunt convins că până la urmă cele două partide mari, alături de UDMR și alături de minorități, s-au adunat până la urmă pentru a scoate România din impas. Nu a venit Partidul Social Democrat la guvernare de bine ce era în România. Am venit la guvernare pentru că lucrurile mergeau foarte prost. Am venit să aducem experiența Partidului Social Democrat și expertiza oamenilor pe care PSD îi poate propune în funcții publice pentru a îndrepta lucrurile. În cele două domenii extrem de importante care au fost efectiv în zona colapsului în România. Și în zona sanitară, și în zona financiară și de economie. În ceea ce privește certificatul verde, sunt câteva principii pe care Partidul Social Democrat le-a tot enumerat public. Și acum, dacă facem o comparație cu ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile cu gestionarea pandemiei, eu zic că ar fi cazul ca cei care în acest moment au foarte multe orgolii și spun că nu e bine, să se uite la ce au făcut în ultimii 2 ani de zile ei. Au făcut bine? Nu prea. Atunci, haideți să avem încredere în domnul Alexandru Rafila, care vine și cu un capital de încredere destul de ridicat între politicienii României în fața românilor, pentru că asta ne-a lipsit foarte mult. Politicieni care să conducă, până la urmă, Ministerul Sănătății, dar cu încredere, care atunci când este public să fie ascultați de către oameni, pentru a putea impune măsuri prin care pandemia să poată să fie controlată în România. În ceea ce privește bugetul, aici dau dreptate domnului Cosma, există viziuni și acolo evident diferite, dar ele n-au cum să nu ajungem până la urmă la o concluzie. Și în ceea ce privește investițiile, și în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, care sunt extrem de importante pentru a reîntregi bugetul, pentru că ne-am tot împrumutat în anii trecuți, iar fondurile europene reprezintă soluția de salvare pentru a reduce deficitul bugetar al României și în același timp vom avea grijă și ca ceea ce am propus, măsurile de protecție socială în fața crizei economice, în fața copiilor, să putem să ne... Nu e vorba de neapărat de taxe noi. E vorba de a implementa și sigur că atunci când vorbim de taxe noi, vorbim de acea propunere cu 1% pentru companiile care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Nu e vorba de alte taxe, că n-am auzit. Mulțumesc tare mult. Am ajuns la finalul acestei ediții speciale. Concluzionăm aici discuția noastră. Mulțumesc, Adrian Cosma, Gabriel Zeta, pentru răspunsurile dumneavoastră. A studioului politic a ajuns la final. Urmează știrile zilei acum cu Teodora Tompea, chiar de la Fix.